Vă spunem un bun venit în casa Domnului din loc, Biserica Speranța și Har. Vă urează un călduros pace. Pace, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să începem așa cum se cuvine înaintea Domnului nostru, să ne ridicăm pe picioare în semn de respect și să venim înaintea Domnului cu rugăciune, să ne rugăm pentru un timp binecuvântat în această seară. Doamne Dumnezeule, ai fost bun cu noi, Doamne, și ne-ai mai dăruit o nouă săptămână în dar, Doamne. Doamne, te-ai atins de noi, Doamne, și ai dorit ca și în această dimineață să deschidem ochii, Doamne, și să respirăm. Doamne, îți mulțumim pentru acest dar nemeritat, Doamne. Dar mai presus de toate, Doamne, vrem mereu să-ți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că prin El am primit mântuirea în dar, Doamne. Doamne Dumnezeule, este cu neputință să nu-ți fi greșit, de aceea venim în această seară ca și biserică, Doamne. Venim înaintea Ta și ne cerem iertare, Doamne. Curățește-ne prin sângele Domnului Iisus Hristos și atinge-te de noi, Doamne. Și ce e mai important în ochii Tăi, Doamne, și mai prețuit, este ca să nu ne mai întoarcem la acele păcate, Doamne. Și să urmăm pașii Domnului Iisus Hristos, care ne-a învățat calea către Tatăl, către cer. Doamne, te rugăm ca în această seară să-ți iei lauda, Doamne, din tot ceea ce se va face aici. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca să binecuvintezi orice persoană care a intrat în casa Ta, Doamne. Binecuvintezi adulții, Doamne, părinții, copilașii, Doamne. Binecuvintează și copilașul care va fi adus în această seară la binecuvântare, Doamne. Doamne, te rugăm să-i binecuvintezi pe cei care sunt pe drum și nu putem, Doamne, să nu ne gândim la aceia care sunt dintre ai noștri, Doamne, și nu au putut ajunge din cauza unor probleme grave, Doamne, sau boală, Doamne. Doamne, te rugăm să te atingi de ei, Doamne Dumnezeule. Dă-ne un timp binecuvântat și revarsă Duhul Tău cel Sfânt peste vorbitorul din această seară. Binecuvântează cântările, Doamne, și ați lauda din ele, căci ne-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Haideți ca să venim înaintea Domnului în această seară cu o inimă plină de bucurie. Dacă duminica trecută, dacă vă amintiți, am venit înaintea Domnului cu problemele noastre, cu păcatele noastre și ne-am dorit iertare și smerenie. Așa cum fratele păstor spunea în mesajul din dimineața aceasta, că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, glorie fie Lui. Haideți să venim înaintea Domnului cu bucurie în această seară și lăsați inima dumneavoastră să fie plină de bucurie înaintea Lui. Voi veni cu bucurie înaintea Domnului. Voi veni cu bucurie în casa Lui. Această zi a Domnului, de să ne bucurăm de ea, cântându-i glorie, aleluia. Eu sunt fericit, o da, eu sunt fericit, sunt fericit. Fericit în această seară? Dacă ești fericit în această seară, te invit să cânti din toată inima: eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El, Domnul, m-a mântuit. Slavă numelui Lui! Eu sunt fericit, o da, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a
Amin. Care suflete-n mișcă, e râul sfânt care
Fiți binecuvântat de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Domnul, care este din veșnicie în veșnicii, lăudat să fie numele Lui în veci. Amin. Pentru timpul de rugăciune aș vrea să deschideți împreună cu mine la Psalmul 15. Pagina în Biblie 560. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenul său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem tot la începutul acestui an, chiar dacă este a doua duminică din an. Îmi doresc și aceasta vă doresc și dumneavoastră ca anul acesta să fie un an de îndurare pentru fiecare dintre noi. La începutul fiecărui an, fiecare dintre noi, așa fiind plin de elan, facem diferite promisiuni, diferite juruințe în fața oamenilor, dar de multe ori uităm că atunci când le facem, stăm în fața lui Dumnezeu și le facem. În Psalmul 15, la versetul 4, în partea a doua, ne spune: El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Cuvântul din această seară ar vrea ca să ne îndemne și să ne uităm în urmă la anul care a trecut. Dacă unii dintre noi poate n-a făcut-o,
Hai să o facem în seara aceasta și să ne uităm la promisiunile, la juruințele pe care le-am făcut și cât de mult le-am împlinit. Iar dacă nu, este momentul să le mărturisim și să ne cerem iertare Domnului. Iar pentru anul acesta, duminica trecută, mulți dintre noi au făcut juruințe înaintea Domnului, au făcut promisiuni și să ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne dea puterea ca să le împlinim. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când faci o juruință, grăbește-te să o împlinești. Noi am putea ca să unii față de alții să ne cerem iertare atunci când am promis ceva și n-am făcut-o, n-am reușit ca să-mi duce la îndeplinire. Am avut diferite motive, fiecare care nu am făcut lucrul acesta, dar cuvântul ne spune, el nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Deci oricât ne-ar costa, trebuie să nu dăm înapoi, trebuie să ducem la bun sfârșit ceea ce am promis înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, ca să împlinim cu fapta și aceste promisiuni și juruințe care le-am făcut înaintea lui Dumnezeu. David, în acest psalm, ne arată că era preocupat și întreabă, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Eu cred că el nu se ocupa de alții, dacă ce se va întâmpla cu cel din stânga sau cu cel din dreapta sau cu vecinii sau cu prietenii. Eu cred că îl preocupa starea lui, dacă el va fi acolo pe muntele sfânt împreună cu Dumnezeu. Și avem răspunsul din partea lui Dumnezeu, chiar dacă în cuvântul Dumnezeu nu spune că i-a răspuns direct, dar deducem din aceasta și spune cel ce va umbla în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Am citit psalmul și nu vreau să-l mai recitesc, dar Dumnezeu ne încurajează prin cuvântul lui și ne spune că trebuie să umblăm în neprihănire. Cel ce face așa, cel ce se poartă așa, nu se clatene niciodată. Ne dorim aceasta și dorim ca în anul acesta care am intrat să căutăm neprihănirea, să căutăm sfințirea noastră, fără ca să ne uităm în stânga sau în dreapta, să căutăm ca să ajungem acolo, pe muntele lui cel sfânt. Lăsăm poverile noastre la poala crucii sale și vrem să urcăm pe muntele lui, chiar dacă unii sunt mai putere, alții mai vânjos, alții mai tari, dar cu toții ne putem să ne ajutăm în rugăciune unii pentru alții și astfel putem să ajungem pe muntele lui cel sfânt, în cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Ne dorim și aceasta și ne rugăm ca Dumnezeu în acest an să ne vorbească. Noi n-am vrea să spunem, cum a spus altă dată evreii, să ne vorbească Moise, să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Noi ne rugăm ca și în această seară și în acest an Dumnezeu să ne vorbească ori de câte ori ne rugăm, ori de câte ori îl chemăm. Noi avem nevoie să ne vorbească. Spunea cineva, atunci când nu-mi vorbește Dumnezeu, eu sunt ca și mort. Doamne, ai milă de noi. Ne ridicăm și facem grupuri, câte două sau trei persoane și aducem aceste motive de să ne rugăm, Domnule, pentru tot ceea ce am amintit.
Ne ridicăm și ne rugăm rugăciunea pe care ne-a învățat Domnul Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ocupați-vă, rog, loc. Pace! Vă binecuvânt cu pacea Domnului Iisus Hristos, vă spun un bun venit în casa Domnului, de aici, din casa Domnului, și mă bucur să vă văd pe fiecare dintre voi. E Râul Sfânt care suflete mișcă, mă mai uitam pe cameră să vedem pe cine mai mișcă râul și mă rog Domnului ca să fie un an în care să ardem în prezența lui Dumnezeu, amin? Să-L vedem pe Dumnezeu lucrând, mișcându-ne inimile, ființele noastre și noi să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu. Bine ați venit în casa Domnului, la mulți ani, celor care nu v-am văzut duminica trecută, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fiecăruia vă spun un călduros bun venit în casa lui Dumnezeu. Este cineva care e cu noi pentru prima dată în locul acesta, care n-ați mai fost la noi? Mâna sus, vă rog. E cineva? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și aici cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În banca voastră aveți în cutia aceea mică niște cartonașe albe, dați-ne câteva detalii despre voi să vă putem ține informați cu ceea ce se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu din locul acesta și în felul acesta să putem să ținem aproape. De asemenea, de la mine primiți un mesaj o dată pe săptămână cu o încurajare, o îmbărbătare, un cuvânt de bine din partea lui Dumnezeu, depinde cum mă călăuzește Duhul Domnului. No. Că toți suntem toți de ai, sau majoritatea de ai casei, ce ați zice dacă ne-am binecuvântat unii pe alții? Spune un bun venit în casa lui Dumnezeu, salută cu pace pe cel de lângă tine, dar fă-o cu bucurie! Pace, Mihai! Bine ai venit! Ca de obicei, la terminarea bisericii vom avea oportunitatea să mai povestim, așa că vă rog să ne focalizăm pe lucrurile care duc la zidirea noastră colectivă, corporativă. Haideți să ne liniștim în duhurile noastre. Câteva anunțuri care privesc bunul mers al bisericii. În seara aceasta, Mihai și cu Magda aduc pe fiul lor Albert Joshua Yael la binecuvântare în casa lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să îl binecuvinteze pe micuțul Albert Joshua Yael. Trei nume. Mai sunt și altele? Nu? E bine, slăvit să fie Domnul. De săptămâna aceasta am vrea ca să reluăm grupele de casă cu voia Domnului. Pe pagina 4 din buletinul bisericii, aveți toți buletinul bisericii? Este cineva care nu are? Da? Sunt câteva persoane care nu au acolo. Frate Petre, așa, fiecare să aibă buletinul bisericii ca să ne uităm în pagina 4 din buletin. Pornim cu 8 grupe de casă, dar dacă nu ți-ai văzut numele scris aici, înseamnă că nu te-ai înregistrat. Asta nu înseamnă că nu poți participa într-o grupă de casă. Nici pe departe, ci din contră. Dacă nu-ți vezi numele aici și vrei să faci parte a unei grupe de casă, uită-te la zona care e cea mai apropiată de zona ta. Am pus la fiecare grupă de casă, am pus zona unde activează, unde funcționează grupa sau area de acoperire a grupei respective. Ia legătura cu liderul de la grupa din zona aceea și te vom include într-o grupă de casă.
Dacă în grupa aceea de casă, dacă grupa e prea mare, atunci vom împărți în două, nu e nicio problemă. Dacă nu ai nicio grupă care să fie aproape de casa ta, din cele care sunt aici, ia legătura cu mine, găsim o soluție. Dacă vrei să crești în omul din lăuntru, dacă vrei să crești spiritual, dacă vrei ca identificarea ta cu Hristos să fie tot mai reală, atunci te sfătuiesc să participi la grupele de casă. Grupele de casă sunt un mod extraordinar prin care noi putem să creștem, prin care noi putem să ne cunoaștem unii pe alții, să avem părtășie în curs săptămânii unii cu alții și în felul acesta să stăm în prezența lui Dumnezeu împreună. La grupele de case, de obicei, este un timp de jumătate de oră în care povestim, mâncăm ceva, vedem fiecare cu ce se confruntă. După aceea, următoarea parte este de studiu biblic în care noi studiem cursul Descoperiri. Cursul Descoperiri este cursul pe care l-am scris cu mai mulți ani în urmă și de asemenea este și înregistrat video și fiecare membru din grupa de casă va primi, nu pornim deocamdată cursurile din prima sau a doua săptămână, dar fiecare membru din grupă va primi un manual de studiu. Și din manual acela lipsesc cuvinte cheie și apoi ne uităm la video, ascultăm video și când găsim cuvintele care lipsesc le completăm pe manual. Apoi când se termină lecția este o perioadă în care fiecare răspunde la niște întrebări care sunt puse în manual și după aceea urmează o perioadă de discuții. De discuții în care fiecare își dă cu părerea la lecție, la întrebările care s-au pus sau la modul în care s-au răspuns întrebările. Discuțiile acestea poate să dureze, ele sunt atât de fructuoase uneori că poate să dureze ore în șir. Sper că nu vom rămâne până după miezul nopții la grupele de casă, dar fiecare grupă de casă se organizează cum crede mai bine de cuvință. Și după aceea, după ce terminăm perioada aceasta de studiu din Sfânta Biblie, după aceea avem o perioadă de rugăciune în care ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm unii pentru alții, venim cu problemele noastre înaintea lui Dumnezeu. Așa că vă recomand cu căldură. Sunt oameni de aici din biserică care au crescut într-un mod extraordinar, spiritual, ca urmare a participării la aceste grupuri și a studiului făcut. Așa că vă recomand cu căldură. Dacă numele vostru nu-i pe buletinul bisericii aici, vreți să participați, luați legătura ori cu liderul de grupă, ori cu mine la terminarea bisericii. Am vrea ca să formăm duminica o grupă de copii preadolescenți. De mai mult timp ne gândim la lucrul acesta și urmează să o lansăm încă, suntem în tot felul de discuții, cum să o facem mai bine și cu cine, dar pentru cei care sunteți preadolescenți, vrem să vă spunem că vă vine rândul și vouă să se ocupe cineva de voi. Știu că la copii sunteți, la grupa mare de la copii sunteți prea mari, la tineret sunteți prea mici, sunteți undeva între. Eu țin minte și eu perioada asta de când eram acasă în biserică și creșteam, deodată m-am trezit izolat. Nu mă mai primeau la grupa de copii și nu puteam să particip la tineret. Și eram în limbo, cum se zice în engleză. Dar noi vrem să ne ocupăm și de grupa aceasta de preadolescenți, deci de la 12 la 15 ani, toți copiii de la 12 la 15 ani, vă rog să vă gândiți și părinții de asemenea să-i puteți lăsa să vină la grupa aceasta de preadolescenți. De fapt, grupa va fi în timpul programului de slujbă de duminică. De săptămâna aceasta, cu voia Domnului, reluăm și întâlnirile de tineret. Toți tinerii bisericii între 12 și 21 de ani, de săptămâna aceasta ne întâlnim din nou. Pentru cei care sunteți aici și n-ați participat, la terminarea bisericii sau poate chiar acum să scrieți pe un cartonaș alb detaliile voastre sau să-mi dați detaliile voastre scrise. Îmi trebuie numele vostru, îmi trebuie numărul de telefon și dacă aveți Messenger de asemenea. Cu grupa de tineret comunicăm foarte mult pe Messenger în ultima perioadă, că fiecare vede ce scrie fiecare și avem un grup al nostru, al bisericii, al tinerilor bisericii, la care nu are acces nimeni din afară, ci doar noi și în felul acesta putem comunica. Și
Vă invit, mai văd câțiva tineri prin sală, Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă invit pe toți să vă înscrieți ca să putem să ne apropiem în felul acesta unii de alții și să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Bun, haideți să... Programul bisericii rămâne în continuare așa cum îl știți, vedeți evenimentele care urmează, le vedeți în pagina 2 din buletinul bisericii. Aș vrea să ne pregătim pentru duminica viitoare cu voia Domnului să avem o seară evreiască, o seară deosebită. Îl mai țineți minte pe Joshua Turnell, evreul acela din evreul mesianic din Paris. El vine din nou weekendul viitor la Londra și ne va face onoarea să fie cu noi și ne bucurăm de asta. Încă nu știu exact ce mesaj ne va aduce, dar sunt convins că va fi ceva provocator și benefic pentru noi și pentru Biserica lui Hristos din locul acesta. Haideți să dăm sfoară în țară și să invităm prieteni și în felul acesta să putem să participăm și să stăm în prezența lui Dumnezeu într-un mod plăcut. Toate celelalte probleme, toate celelalte evenimente le găsiți în buletinul bisericii. Uitați-vă și la ce se întâmplă în pagina 3. Vrem să redeschidem și sesiunea de întrebări și răspunsuri. Am o parte din întrebări la care n-am răspuns. Dacă mai aveți întrebări din viața de zi cu zi, viața spirituală, viața de credință, întrebări din Biblie, de orice natură ar fi, vă rog să scrieți întrebarea voastră pe cartonașul mic care îl găsiți în cutia din banca voastră și apoi să-l puneți în coșul de colectă, el va ajunge la mine și eu aici, public, voi da răspuns la fiecare întrebare în parte. De asemenea, pentru cei care sunteți în căutări de case, de joburi, sau oferiți case sau joburi, tot în pagina 3 din buletinul bisericii vom avea o secțiune mică acolo unde vom pune anunțurile ca în felul acesta să beneficiem unii de alții ca biserică și să ne ajutăm unii pe alții în felul acesta. Aș vrea să ne apropiem de timpul acesta de binecuvântare în care vrem să ne rugăm și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste micuțul Albert Joshua Yael. Am vrea ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin? Știu că echipa de închinare a pregătit o cântare pentru noi toți, aș vrea ca să vă invit pe voi în față întâi să cântăm cântarea aceasta și după aceea ne vom apropia de timpul de binecuvântare. Dar haideți să ne aliniem în așa fel încât să dorim ca copilașul acesta mic să fie binecuvântat în seara aceasta de bunul Dumnezeu. Amin. Mare jertfă te-am născut și-aș vrea.
știi. Chiar și în anii bătrâneții, înconjurare tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. În ochii mei un copil mereu vei fi. Cu mare jertfă te-am născut și-aș vrea să știi. Chiar și-n anii bătrâneții, înconjurat de tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. Dacă te-ai rugat, am fost prezent. Tot ce cu lacrimi mi-ai promis, am strâns la piept. Iar când căzut, strigai spre ceruri, strigând-o te-am greșit. Te-am ridicat și-n brațe te-am primit. Și-aș vrea să știi. Chiar și-n anii bătrâneții, înconjurat de tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. În ochii mei un copil mereu vei fi. Cu mare jertfă te-am născut și-aș vrea să știi. Chiar și-n anii bătrâneții, înconjurat de tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. Chiar și-n anii bătrâneții, înconjurat de tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze. În Evanghelia după Marcu găsim o întâmplare din timpul Domnului Iisus Hristos. Capitolul 10 spune așa: i-au adus niște copilași să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Noi nu suntem mai buni decât ucenicii Domnului Iisus Hristos. Probabil că dacă noi am fost acolo, fiind zeloși pe relația noastră cu Domnul Iisus Hristos și încercând să protejăm intimitatea Lui, probabil că și noi am făcut la fel. Dar, văzând ceea ce s-a întâmplat acolo, noi învățăm. Și învățăm din experiența aceea, care n-a fost neapărat cea mai plăcută, dar învățăm din experiența aceea și noi primim copiii la binecuvântare, noi cerem părinților să vină copiii la binecuvântare, ca astfel să fie binecuvântați de bunul Dumnezeu. E interesant aspectul acesta, de ce au adus părinții sau cei care i-au adus pe copiii la Domnul Iisus Hristos. Dacă vă uitați în Scriptură, este un cuvânt cheie aici.
a adus copiii să se atingă. A adus copilașii ca Domnul Iisus Hristos să se atingă de copilași. Mă rog ca Domnul Iisus Hristos în seara aceasta să se atingă și de copilașul vostru și mâna Lui să fie peste voi ca familie, dar într-un mod special peste micuțul Albert Joshua Yael. Vă supărați dacă o să repet doar un singur nume? Care vreți? Albert? Albert să fie! Să nu mi se încâlcească limba în gură de la prea multe. Să știți că Dumnezeu binecuvântează pe micuțul Albert, Joshua, Yael, indiferent de care nume noi ne legăm. Aceeași binecuvântare. De acord cu mine, amin? Amin. Amin. I-a adus niște copilași ca să se atingă de ei. Ei știau, părinții îngrijitorii știau că dacă duc copiii la Iisus și își pune Iisus mâna peste ei, copiilor sunt binecuvântați, copiilor sunt protejați, familia lor este binecuvântată. Că, dragii mei, când nu este durere mai mare a unui părinte decât atunci când vezi copilul suferind și nu poți să faci nimic. Ți se frânge inima în tine. Te duci la urgențe cu copilul și stai și aștepți acolo câteva ore până îți vine rândul. Și ai bate pe ăia. Le-ai sparge geamurile. Mai sunt oameni furioși. Că nu se ocupă mai repede de pruncul tău. Că el e pruncul tău și are valoare pentru tine și e important pentru tine. Noi ne aducem copiii la binecuvântare și ei se vor îmbolnăvi, că vrem, că nu vrem, că asta este cursul vieții. Noi suntem într-un trup păcătos care este pervertit de păcat, supus păcatului, supus bolii. Dar să știți că binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă peste copiii noștri, peste micuțul Albert, este o binecuvântare deosebită care îl va proteja pe Albert de nenumărate lucruri în viață. Acum Domnul Iisus Hristos, când vede ceea ce s-a întâmplat, vede scena aceea, îi ceartă pe ucenici și zice: hei, împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. S-a cântat cântarea mai devreme, a cântat echipa de închinare cântarea mai devreme, ca un copil să fii mereu. Și mă gândeam, cum adică să fii mereu ca un copil? Mereu ca un copil. Mereu ca un copil nevinovat, întotdeauna dornic să facă niște lucruri, întotdeauna dornic să slujească pe Dumnezeu, întotdeauna dornic să-și mulțumească părinții, așa-s copiii noștri. Vor să ne mulțumească. În împărăția lui Dumnezeu vor fi oameni care de-a lungul vieților au căutat să-L mulțumească pe Dumnezeu. Și noi ne aducem copiii la binecuvântare și de asemenea este un timp de cercetare pentru noi ca adulți. Că noi trebuie să fim ca niște copii, dependenți de Dumnezeu în toate lucrurile, căutând să-L mulțumim pe Dumnezeu în toate lucrurile. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Ce înseamnă asta? Nu va primi Evanghelia lui Dumnezeu. Dacă eu le spun la copiii mei anumite lucruri despre Evanghelie, ei le vor primi. Dacă eu le spun anumite lucruri despre computere, ei le vor primi. Dacă le spun anumite lucruri despre mașini, ei le vor primi. Dacă eu vă spun vouă anumite lucruri despre Evanghelie, le veți primi? Vedeți voi, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu vine la noi prin cuvânt, prin Evanghelie. Și Evanghelia nouă ne este dată și noi trebuie să o primim așa cum este. Mai sunt unii care zic: oh, frate, da, asta nu-mi place, asta nu-mi place, asta nu mi se aplică mie, asta nu mi se aplică mie, oh, asta mai bine ți aplică ție decât mie și așa mai departe. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să ne dea înțelepciune, neprihănire, ca noi, oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, să fim cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Slăvit să fie Domnul! No, asta este Evanghelia pe care Dumnezeu ne-o dă nouă și ne cere să o primim toată, de la Geneza la Apocalipsa. Noi ce facem? O primim? Amin. Sunteți cu mine? O primim?
Amin. Dacă nu vom primi Evanghelia așa cum un copil primește ceva de la tatăl lui, de la mama lui, adică fără să întrebe, cu bucurie, noi nu vom putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos folosește ocazia aceasta ca să arate importanța Evangheliei în viața omului. Apoi zice, ia luat în brațe și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Noi în seara aceasta vrem să aducem pe micuțul Albert, Joshua, Yael, la binecuvântare. Am impresia că voi supăra pe cineva dacă nu le spun pe toate trei. Că am aflat, de fapt mi-am adus aminte că am aflat duminica trecută că fiecare a pus câte un nume. Tata un nume, mama un nume și fetița, micuța, mărișoară, Ania, și Ania a pus și ea nume. Și am impresia că Ania a pus Albert, de-aia o strigă repede și Albert. Așa e, Ania? Așa e. Deci nu aș vrea să supăr pe nimeni, voi încerca să le spun pe toate trei, dacă pot. Deci noi vrem să ne rugăm în seara aceasta. Noi vrem să ne rugăm ca micuțul acesta copilaș să poată să fie omul care Dumnezeu a intenționat să fie. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, oricine ai fi, oricare ar fi situația ta, fie că o duci bine sau nu, Dumnezeu are un plan cu noi. Este foarte posibil ca noi să fi deviat de la planul lui Dumnezeu. Este foarte posibil ca noi să fi zădărnicit planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Și asta este cea mai mare tragedie a vieții omului sub soare. Să ajungi să te abați de la voia lui Dumnezeu. Că atunci nu ești nici în apă, nici în barcă. Ești așa, pe vână. Noi vrem, atât pentru noi, dar în seara aceasta vrem pentru copilașul acesta, protecția lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu să fie peste el, Duhul Sfânt, el să ajungă să înțeleagă Evanghelia, să ajungă să-L primească pe Iisus ca Mântuitor și Domn al vieții lui, dorind ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și când va fi mare să ia decizii înțelepte, când va fi mare să se pocăiască de păcatele lui, să se întoarcă la Dumnezeu, să-L primească pe Dumnezeu în inima lui, să-I dea Dumnezeu o soție bună la vremea potrivită, să-I dea Dumnezeu o familie frumoasă și bună la vremea potrivită, să-L facă Dumnezeu un om mare în vorbe și în fapte. Așa cum spunea fratele Petre mai devreme, când își dă cuvânt să nu-și ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ în paguba lui. Amin? Am vrea să ne rugăm. Și toți cei care doriți să vă rugați, vă rog să faceți cu putere și cu pasiune. Și cei care nu doriți să vă rugați, vă rog să o faceți cu putere și cu pasiune. Și vreau să vă spun de ce. Pentru că copilașul acesta, el nu știe ce se întâmplă cu el. Dar tu știi, ai copii sau n-ai copii, oricare fi statutul tău, oricine își dorește copii, indiferent că are sau nu are. Și dacă îți dorești copil, îți dorești să fie bine copilului tău, îți dorești să o ducă bine, să aibă cel puțin toate cele lucrurile care le-am menționat mai devreme. Când începi să te rogi pentru altul lucrurile de care tu ai nevoie, le vei primi și tu. În seara aceasta am vrea ca să ne rugăm pentru copilașul acesta și să cerem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste el în aceeași măsură în care am cerut pentru copilul nostru. Vezi, noi stăm și ne rugăm pentru copii și noi ne rugăm și eu menționez numele copiilor pe numele copiilor la fiecare dintre Dumnezeu și Dumnezeu binecuvântează. Uneori mă rog și am o rugăciune întreagă specifică pentru fiecare dintre ei, că doresc lucruri bune pentru copiii mei. Ei, în seara aceasta sunt chemat să-mi pun pe copiii mei deoparte și să mă rog pentru Albert, Joshua, Yael. Ai vrea să faci și tu aceasta? Amin? Haideți să ne ridicăm, invit aici în față familia. De la mamă copilul și tu îl ții cu capul spre mine. Așa. Aș vrea că atunci când veți auzi rostit numele copilului,
cu toții, din toată inima și cu toată puterea corzilor voastre vocale, să spuneți amin. Vreți să facem o probă? Amin! Asta înseamnă că sunteți de acord cu cuvântul din Scriptură și cu rugăciunea lor și cu rugăciunea mea. Amin! Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Albert, Joshua, Yael. Amin! Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Albert, Joshua, Yael. Amin. Domnul să-și înalțe fața lui peste tine și să-ți dea pacea, Albert, Joshua, Yael. Amin. Astfel, spune Dumnezeu, să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Am vrea ca să ne putem ruga și rog pe mamă să vină și să ceară binecuvântarea peste micuțul Albert și apoi mă voi ruga și eu. Doamne Tată, vin înaintea Ta și îți mulțumesc, te laud și te preamăresc pentru toate minunile pe care le-ai făcut în viața mea. Da, Doamne, slavă Ție. Îți mulțumesc, Doamne, în seara aceasta, în mod special pentru fiul nostru pe care te rog Tu să-l binecuvântezi. Te rugăm, Doamne. Te rog, Doamne, să îl binecuvântez cu înțelepciunea care vine de la Tine. Amin, Doamne. De, Doamne, pricepere pentru cuvântul Tău. Da. De, Doamne, ascultare de Tine. Amin, Doamne. Credincioșie, bunătate, răbdare. Și fie, Doamne, ca toată roata Duhului Tău cel Sfânt să fie în el. Amin, Doamne. Aș vrea, Doamne, ca Tu să-i dai o soție după voia Ta. Amin, Doamne. Cer, Doamne, de mâna Ta o soție credincioasă pentru el. Da, Doamne. Te rog, Doamne, ca mâna Ta protectoare să fie peste el. Amin, amin. Protejează-l, Doamne, de boală, de accidente, Te rugăm, Doamne. Lucruri care nu sunt după voia Ta. Ai mile, de un anturaj. Ai mile, Doamne, de el. Și ajută-l, Doamne, să fie slujitorul Tău. Amin, Doamne. Te rugăm, ajută-l, Doamne. Te rog, Doamne, și pentru fetița mea ca Tu să o binecuvântezi și să alungi, da, Doamne, orice duh de gelozie, de te neascultare, rugăm, de neîncredere. Te rugăm, Doamne. Și să o umple cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, Doamne. Să o ajut, Doamne, să înțeleagă că noi o iubim la fel de mult ca înainte. Da. Și te rugăm, Doamne, pentru noi ca și părinți, Tu să ne ajuți să fim lumini. Amin, să ne ajut, Doamne, să fim niște părinți ajute, buni, Doamne, care să, da, îi creștem în dragoste de Tine. Amin, Doamne, da. Cu blândețe și cu ascultare. Amin, Doamne. Te rog, Doamne Iisuse, ca Tu să binecuvântezi fratele păstor împreună cu toată familia Te dânsului. Te rog, Doamne, da, Doamne, da. Și pe fiecare persoană care a intrat în seara aceasta în casa Ta, da, să le dai, Doamne, bucuria mântuirii Tale și împreună să Te slujim pe Tine. Amin, Doamne. Vă mulțumesc, Doamne, pentru toate. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. 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 Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, înaintea Ta stăm în seara aceasta și binecuvântăm numele Tău cel Sfânt, că Tu ești Dumnezeul Creator, Domn al cerului și al pământului, și în seara aceasta vrem să lăudăm numele Tău cel Sfânt. În seara aceasta vrem să Te binecuvântăm pe Tine. Ție, Doamne, îți dăm laudă, cinste, glorie și închinare, că Tu ești Sfânt, Tu ești vrednic, minunat este numele Tău, Domn al domnilor și Împărat al împăraților, binecuvântăm numele Tău. Mulțumim că Tu ești Cel care dai viață și mulțumim, Doamne, că Tu ai dat viață peste Albert, Joshua, Yael. Slăvit să fie numele Tău. Doamne, înaintea Ta l-aducem pe Joshua, Albert, Yael în seara aceasta și, Doamne, cerem o binecuvântare deosebită și o atingere deosebită peste el și peste viața lui. Tată din ceruri, așa cum în trecut oamenii și aduceau copiii la Domnul Iisus Hristos să se atingă de ei, Doamne, ne aducem și noi aducem și le aducem pe Albert, Joshua, Yael în seara aceasta la Tine, Doamne, și Te rugăm ca să-i dai binecuvântarea Ta. Te rugăm să-ți pui mâna Ta de Tată, de Dumnezeu Creator, de Dumnezeu minunat peste el și să-i binecuvânți viața lui. Doamne, îl încredințez în mâinile Tale și Te rugăm, Doamne, ca să-i dai binecuvântările cele mai deosebite în viață. Te rog, Doamne, ca Tu să îl păzești de apă, de foc, de necazuri, de oameni răi, de duhurile, de accidente, de orice i s-ar putea întâmpla rău. Doamne,
noi nu putem cuprinde cu mintea noastră forța răului și complexatea răului, așa că te rugăm ca tu să lași îngerii tăi păzitori să fie necurmat în jurul lui. Tată din ceruri, te rugăm ca tu să veghezi asupra lui, să-l binecuvânți, te rugăm să-l pregătești pentru cândva merge la școală, să poată să învețe, dă-i tu înțelepciune, dă-i tu știință, Doamne, dă-i, Doamne, harul ca să aibă învățători buni, colegi buni, Doamne, peste tot la de-a lungul școlii, să-l ajuți ca să crească în frică și temere de tine. Părinții, Doamne, să poată să-i deschidă cuvântul tău. Te rugăm, Tată din ceruri, să îl pregătești pentru când va fi mare, să înțeleagă cuvântul tău, să te accepte pe tine, să accepte izbăvirea și mântuirea care tu o dai. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm să-l pregătești pentru viață. Și te rugăm, Doamne, ca să-i dai cele mai alese binecuvântări. Tată, te rog să binecuvânt și pe părinți. Binecuvântează pe Mihai. Te rog, Doamne, ca să te apropii de el, să-i te deschizi, să-i te descoperi, să-i dai harul tău, să-i dai binecuvântarea ta. Să-l faci, Doamne, un om care să fie un preot în casa lui, ca să poată, Doamne, să deschidă cuvântul tău în familia lui, Tată din cer. Te rog să-i dai har să poată câștiga pâinea de toate zilele pentru familia lui și să binecuvânți, Doamne. Te rog să binecuvânți și pe Magda, să-i dai și ei harul tău, să o faci, Doamne, o soție smerită, credincioasă, supusă, Doamne. Să-i dai harul să poată să-și crească copiii în frică și temere de tine. Te rog să o faci o binecuvântare pentru soțul ei și pentru copiii ei. Tată din ceruri, aduc și pe Ania înaintea ta. Te rog să o binecuvânți și pe ea. Te rog să-i dai și ei harul să crească în frică și temere de tine. Să o ajuți, să o ajut să înțeleagă, să o ajut să trăiască înaintea ta și înaintea părinților ei cu frică și cu tremur. Tată din ceruri, aduc familia drăguță înaintea ta și te rog, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos să-ți pui, Doamne, numele tău peste familia aceasta. Te rog, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos să-i binecuvânți pe fiecare în parte. Te rog, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos să lași ca Duhul tău cel Sfânt să domnească în casa lor, să fie un colț de rai casa lor, în care să domnească pacea, armonia, dragostea, bucuria, răbdarea. Tată din cer, aduc această familie înaintea ta și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să-i binecuvânți. Doamne, mă rog, pentru că știu că numai Tu poți să-i binecuvânți și mă rog cu credință în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Te rog, ascultă-mă. Amin. Amin. Albert, Joshua, Yael, te binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos și fie ca atingerea Lui divină să fie peste viața ta de acum și până în ziua când Domnul te va chema acasă. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iar pentru noi ca biserică, ce ziceți? Îi vom susține, le vom fi aproape, îi vom ajuta când vom putea, amin? Toți cei care ne angajăm să le fim aproape, ridicați o mână sus și în felul acesta să-i binecuvântăm prin suportul care noi le oferim. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mergeți la locurile voastre. Domnul să vă binecuvânteze. Haideți să ocupăm locurile, câteva momente. Vom lăuda pe Domnul prin cântare. În timpul acestei cântări, copiii vor merge la camerele lor din spate pentru școala duminicală. Thank you.
speranța mea în tine. În tine este viața mea, în tine e tăria mea, în tine e speranța mea, în tine. Te caut toată viața mea, și fetele au o cântare spre slava Domnului. Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te. Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te. Yeah.
Haideți să ne ridicăm și să cerem binecuvântare peste cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, înaintea Ta stăm și a cuvântului Tău cel sfânt și mărturisim că suntem slabi, răi, dependenți de o călăuzire ca să înțelegem cuvântul Tău și știm și recunoaștem că și călăuzirea de care avem nevoie nu poate să vină decât de la Tine. Așa că o cerem în seara aceasta, cerem, ne smerim și cerem călăuzire de la Tine prin Duhul Tău cel Sfânt. Am vrea ca să ne golești de noi, pe fiecare în parte și să ne umple de Tine, de prezența Ta, de cuvântul Tău, de călăuzirea Ta. Doamne, recunoaștem nevoia noastră de Tine. Te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt, vino și ne vorbește. Prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog să ne dai o inimă potrivită fiecăruia în parte, ca să putem, când auzim cuvântul Tău, să ne-l însușim și să dorim să-l aplicăm. Te rog frumos, Tată, binecuvântează-ne în seara aceasta. Doamne, împreună cu poporul Tău, mă smeresc și spunem, vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă ar fi ca Domnul Iisus să-ți spună un cuvânt la început de an 2018, care ar fi acela? Ce cuvânt crezi că ar vrea Domnul Iisus să-ți spună la început de an? Aș vrea să-mi răspundeți. Ce credeți că Domnul Iisus Hristos ne-ar spune nouă la un început de an? Să ne pocăim? Da? Amin? Amin? Ce ne-ar mai spune? Tare! Să-L ascultăm? Amin? Da? Să-L slujim? Amin? Amin? Da, să-L slujim în 2018. Anul 2018 este anul slujirii. Anul în care noi ne dăruim lui Dumnezeu să-L slujim pe El. Ce altceva ne-ar mai spune Domnul Iisus la început de an? Să veghem, așa, mulțumesc. Ce altceva? Ne-ar binecuvânta? Da, ne-ar și binecuvânta. Da, aș vrea să vă citesc un pasaj din Scriptură pe care Domnul Iisus Hristos ne-l dă acum la început de an 2018, ca să-L luăm cu noi ca și călăuză. Deschideți Bibliile voastre ca să citiți și voi împreună cu mine. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 25, pagina 929 în Bibliile Bisericii. Ia uitați cu ce cuvânt vine Domnul Iisus Hristos la noi în anul 2018? Acum, noi nu știm ce se va întâmpla în anul 2018. Noi nu știm cum o vom duce, noi nu știm cum se vor așeza lucrurile. Absolut nimic nu știm. Și uitându-ne în trecut la 2017, am realizat că de multe ori am greșit. E cineva care n-a greșit în 2017? Mâna sus, vă rog. A, toți ați greșit. Și eu de asemenea. Dar Domnul Iisus Hristos, știind cum am trăit în 2017, știind cum am șchiopătat în 2017, știind cum ne-am tulburat viețile în 2017, de multe ori fără rost, la început de 2018 vine și spune așa: nu vă îngrijorați de viața voastră în 2018, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea,
Păi cum, Doamne, să nu mă îngrijorez? Dar nu trebuie să mănânc? Nu trebuie să beau? Apă să beam, nu? Asta se referă. Dar sigur că trebuie să mâncăm. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Observați că aici nu vorbește despre Gucci, despre Armani, despre Nike, nici măcar despre Primark. Ci vorbește doar despre îmbrăcăminte, fără labels, fără etichete. Oare nu este viața voastră mai mult decât hrana și trupul vostru mai mult decât îmbrăcămintea? Și noi de acolo spunem, da, Doamne, sigur că îi valorează mai mult. Atunci, zice Domnul Iisus Hristos, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Cine de aici l-are pe Dumnezeu ca tată, declarat, mărturisit în apa botezului și cu viață? Slăvit să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze. Da? Tatăl vostru cel ceresc hrănește toate aceste păsări. Și acum Domnul Iisus întreabă o întrebare care e de common sense. Oare nu sunteți voi mai de preț decât păsările? Acum, aici la Londra, noi nu mai vedem multe păsări. Tot ce vedem este ceea ce englezii numesc șobolan cu aripi, porumbei. Și o mare majoritate dintre porumbeii care îi vezi la Londra, toți au câte un picior strâm sau lipsă sau ghearele lipsă. Pentru cei care sunteți la metrou, nu e așa că vedem de multe ori pe acolo care mergem cu metrou, vedem de multe ori tot felul de porumbei din ăștia care sunt electrocutați într-o parte și în alta, au pus picioarele pe fire și s-a dus piciorul. Totuși, Tatăl nostru cel ceresc îi hrănește pe fiecare porumbel în parte. Ei au declarat ilegal. Mă mai auziți? Mai merge microfonul, frate, că nu mai aud aici. Dumnezeu poartă de grijă fiecarei păsări în parte. De ce să ne îngrijorăm de îmbrăcăminte? La început de an, ne spune Domnul Iisus. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de prăcâmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Deci, oameni buni, spune Domnul Iisus Hristos, dacă astfel îmbracă Dumnezeu, care este Tatăl vostru, dacă El îmbracă iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El pe voi în 2018 cu mult mai mult? Amin? Puțin credincioșilor, nu ziceți amin, nu vă va îmbrăca El în 2018 pe voi cu mult mai mult? Amin? Slăvit să fie Domnul! Nu vă îngrijorați, dar, în 2018, zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe de ce aveți trebuință. Știe că aveți trebuință de ele. Și dacă știe ce facem, dă hainele din cer, nu trebuie să muncesc pentru ele, nu trebuie să mă duc la muncă, nu trebuie să fac. Ba da, sigur că trebuie. Dar știi ce va face Dumnezeu ca să ți le dea? Va dirija circumstanțele din viața ta în așa fel încât să poți să-ți câștigi pâinea de toate zilele cu cinste și cu bucurie. Să-L onorezi pe Dumnezeu. Și în anul 2018, dacă Dumnezeu este Tatăl tău, nici nu vei duce lipsă de haine, nici nu vei duce lipsă de mâncare. Nu știu câți bani vei mai pune deoparte, dar minimul esențial ne este garantat de Dumnezeu. Eu mă rog Domnului fiecare să-și împlinească agenda pe care o are, dar Dumnezeu în 2018 la început vine cu o promisiune la noi și zice, încredeți-vă în mine. Cum, Doamne, le voi primi toate astea pe care Tu mi le promiți și de care am nevoie și planurile pe care le-am făcut pentru 2018? Că noi toți ne-am făcut planuri, nu-i așa că avem planuri? Avem planuri. Cum, Doamne, mi le vei da? Îmi spui să nu mă îngrijorez. Dar cum mi le vei da? Simplu, versetul următor zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Stai puțin. Doamne, am puțin,
Și vreau mai mult anul ăsta, dar tu îmi spui mie că îmi vei da ceea ce eu am nevoie numai dacă voi căuta împărăția ta și neprihănirea ta? Asta spune Dumnezeu? Da, asta spune. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și apoi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Toate. Oare ce vrea Dumnezeu de la tine în 2018? Să muncești de dimineață până seara și sâmbăta și duminica și să nu ai timp de cele sfinte, să nu ai timp de nimic? Oare asta vrea Dumnezeu de la noi? Nu, nu cred, nici pe departe. El vine și zice, de fapt, în prima zi din săptămână, tu trebuie să fii în casa mea. Și nu numai că trebuie să fii în casa mea, tu trebuie să mă cauți pe mine și neprihănirea mea și ceea ce vine din mine și cuvântul pe care eu l-am dat, tu trebuie să-l pui la îndeplinire. În fiecare zi din săptămână. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine. 2018, cine știe, nimeni nu știe nimic despre el. Căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Ajunge zilei necazul ei. Dragii mei, încercând să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod cât mai personal, trebuie să fie prioritatea noastră numărul 1 pentru anul 2018. Mă auziți? Încercând să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod cât mai personal, trebuie să-L punem pe Dumnezeu numărul 1 în anul 2018. Iisus Hristos trebuie să fie prioritatea numărul 1 a vieții noastre. Dacă noi planificăm să petrecem eternitatea cu El, mi se pare o idee bună să încercăm să ne obișnuim cu El. E așa? N-ai vrea ca să ajungi în cer și să nu-L cunoști pe Dumnezeu? Am presă că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu vei ajunge în cer. Lucrurile cam așa stau. Dacă noi planificăm să petrecem veșnicia, eternitatea cu Dumnezeu, atunci trebuie să ne facem timp să-L cunoaștem pe El. Să punem împărăția Lui mai presus de noi, să-L punem pe El mai presus de noi. Noi trebuie să realizăm că viața aceasta este foarte trecătoare, trece foarte repede. E adevărat, când stai cu capul în muncă și muncești toată ziua, ți se pare că trece ziua greu. Dar după aia, la sfârșitul anului, zici, când a trecut anul? Anii vieții noastre vin și trec foarte repede. Haideți să ne punem hotărârea aceasta, prioritatea aceasta ca principiu numărul 1. Noi astăzi suntem aici, dar mâine locul nostru va fi gol. De aceea nu avem cum să dăm greș. Nu putem, nu ne permitem să dăm greș cu prioritățile vieților noastre. Nu ne permitem lucrul ăsta. Care sunt prioritățile care le ai în viață? Care sunt prioritățile care le ai în zi? Care e prioritatea numărul 1 din ziua ta? Care e primul lucru pe care îl faci ziua, când te scoli dimineața? Cafeaua sau rugăciunea? Scriptura sau ziarul? Ce citești la începutul zilei? Prioritatea de zi a Domnului Iisus Hristos, știți care a fost? Găsim aceasta în Marcu, capitolul 1, versetul 35. A doua zi dimineața, pe când era încă de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Dis de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, înainte să se scoale copiii, înainte să se scoale alții din casă. Eu mi-au soțul și soția și citesc ceva și ne rugăm.
Întrebare. Dacă Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, avea nevoie de rugăciune, și nu o rugăciune fugitivă, ci nu, și nu o rugăciune în goana calului, în timp ce alergi să prinzi autobuzul și te rogi să nu te calce cineva. Dacă Domnul Iisus Hristos avea nevoie de rugăciune primul lucru din zi, credeți că nevoia noastră este diferită? Noi nu o conștientizăm? Noi o ignorăm? Noi o negăm? Dar aceasta este nevoia noastră numărul 1. Acum, indiferent de ce vei face în 2018, indiferent pe unde vei fi, indiferent care vor fi circumstanțele în care te vei găsi, fă lucrurile în felul acesta. 1 Corinteni 10 cu 31, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spune așa: deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Dar cum vine asta? Păi uite, te duci la muncă și muncești. Pentru cine muncești? Păi pentru cine îmi dă banii? Ok, pentru cine îți dă banii, e adevărat. Și când pleacă de acolo, ce faci? Păi mai trag un pui de somn. Deci, dacă ai alte priorități, dacă munca ta este a Domnului, dacă tu ești a Domnului, atunci pentru cine muncești? Pentru Domnul. Tu muncești ca pentru Domnul. Dacă întotdeauna primul lucru pe care îl vei face va fi să-L glorifici pe Dumnezeu în 2018, te asigur că atunci când vei trage linia la sfârșitul anului, nu vei fi foarte greșit. Dar caută în 2018 să-L pui pe Dumnezeu pe primul lucru. Și sunt câteva priorități de bază pe care orice creștin trebuie să le aibă în 2018. Și aș vrea ca să vă gândiți la ele. Aș vrea să vi le notați undeva dacă puteți. Și să le duceți cu voi de-a lungul anului 2018. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să te închini. În 2018, prioritatea numărul 1 este închinarea. Închină-te. Autorul Epistolei către Evrei ne spune în capitolul 10, versetul 22, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. În 2018, să ne apropiem de Domnul, să ne apropiem de casa Lui în fiecare săptămână, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Apoi, partea închinării noastre, în 2018, în același capitol, câteva versete mai jos, versetul 25, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Zice să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Ai avut un obicei de asta în 2017? Să nu mai faci. În 2018, partea închinării noastre, nu părăsi adunarea cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Să ne îndemnăm unii pe alții, la ce? La dragoste, la fapte bune. Da? Scriptura ne îndeamnă să ne închinăm. Ne îndeamnă la închinare. O biserică destul de mare își cumpăra creioanele de la o librărie care era chiar în vecinătatea bisericii. Și cumpăra o cantitate multă, că aveau nevoie de creioane în biserică, la școala duminicală, și aveau nevoie, cumpărau multe creioane. Și la un moment dat n-au mai cumpărat creioane. Și s-a simțit lipsa la librărie, că pocăiții nu mai cumpără. Și patronul de magazin a pus mâna pe telefon într-o zi și îl sună pe păstor.
Și zice, dar văd că nu mai cumpărați de la noi. S-a întâmplat ceva? V-a jignit cineva? N-ați primit comanda? Zice, nu, am primit toate comenzile de la voi până acum, tot a fost foarte bine, onorabil. Păi, dar nu mai cumpărați creioane. De ce? Și păstorul îi zice, păi, noi cumpăram creioane ca să le dăm în biserică și oamenii să poată să-și noteze cu ele lucruri și copiii noștri, vizitatorii să-și lase detaliile lor. Și managerul a spus, păi, ce-i greșit cu creioanele? Nu mergeau? Ba da, mergeau. Numai că tu ne-ai trimis creioane pe care scria duminica viitoare mergi la golf. Noi îi chemăm pe oameni la biserică și tu ne-ai trimis la golf. Lumea aceasta, dragii mei, ne cheamă tot timpul, o chemare, ne trage în jos, din nenumărate moduri, vine cu tot felul de scuze. Lumea ne cheamă să îi ne închinăm. Și dacă nu e un barbecue, e un prieten. Și dacă nu e un prieten, sunt niște vecini și alți colegi și așa mai departe. Și tot timpul găsim ceva ca să nu mergem la biserică. Noi cu certitudine nu trebuie să o mai ajutăm făcându-i reclamă la ceea ce are de oferit. Dragii mei, în 2018, închinarea noastră trebuie să fie prioritatea numărul 1. Dumnezeu este creatorul nostru. Dumnezeu este susținătorul, salvatorul nostru. Și noi, fiecare dintre noi, cu toții, îi suntem lui dator vânduți. El merită toată participarea noastră, El merită toată atenția noastră. El se coboară aici în fiecare duminică, într-un mod cu totul și cu totul deosebit și caută închinători. El se coboară aici în fiecare duminică și vrea ca să ne vorbească. Nimic din anul acesta să nu te țină departe de programarea pe care Dumnezeu, Creatorul, ce face cu el în fiecare duminică în locul acesta. Apoi, și aici atenție, că nu e suficient doar să vii la biserică și apoi stai pe afară sau... Am văzut că în ultima vreme s-a făcut un obicei prost la noi în biserică. Noi facem agapa asta și o facem cu bucurie. Dar am văzut că în ultima vreme, cei care pregătesc agapa în timpul bisericii stau și muncesc acolo. Greșit. Noi nu avem nevoie de o agapă de asta care te-a sacrificat pe tine spiritual. Nu. Dacă nu poți să faci ceva care să o faci ori înainte, ori după, să zicem că pierzi 5 minute. Dar nu ai voie să stai acolo. Tu ai o întâlnire cu Creatorul tău. Ai o întâlnire cu Dumnezeu care vrea să-ți vorbească. Da. Apoi mai văd pe unii, uneori în timpul închinării, când se mai mișcă camera, mulțumim frate Cristi că uneori ne mai arăți ce se întâmplă prin biserică, mai văd pe unii, noi ne închinăm aici lui Dumnezeu și unii, ceacă, 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 ceacă. Dumnezeu s-a coborât în persoană să primească închinarea noastră și noi vorbim unii cu alții. Dar ce avem de vorbit? În prezența unui Dumnezeu sfânt. Isaia, când s-a întâlnit cu Dumnezeu, a căzut cu fața la pământ și a zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buzele necurate. Nu-i de ajuns doar să vii la biserică, ci trebuie să te închini, trebuie să stai în prezența lui Dumnezeu în închinare. El merită cea mai bună parte a închinării tale din viața ta, cea mai bună închinare de la tine. El merită cea mai bună. Nu-ți mai distribui atenția cu alte lucruri, cu alte persoane. Nu te mai uita la unii, cum s-au coafat, cum sau nu, cum s-au îmbrăcat, cum nu. Nu te mai interesează. În momentul în care vii în biserică, în casa lui Dumnezeu, în 2018, să te focalizezi doar tu pe Dumnezeu care este prezent aici, ignorând tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și noi ne conectăm unii cu alții la nivel de duh. Apoi, o a doua prioritate pentru anul 2018. Lucrează. Lucrează. Un patron a întrebat odată un angajat. Într-o zi. De cât timp lucrezi aici? La lucrul ăsta aici. Și angajatul ăsta, hai, și tu acum ce mă întrebi întrebarea asta? Nu, chiar sunt curios, de când? De cât timp lucrezi aici la jobul ăsta? Și angajatul a zis, de când te-am auzit pașii venind? A,
Unii oameni au nevoie de motivație să lucreze. Pentru unii, motivația lor este faptul că sunt supravegheați. Pentru alții, motivația lor sunt banii. Pentru alții, casa, pentru alții, copiii. Fiecare trebuie să muncească într-un fel sau altul. Copiii lui Dumnezeu trebuie să muncească. Și am văzut mai devreme, noi trebuie să muncim ca pentru Domnul. Amin? Mulți dintre noi, cei care suntem astăzi aici, am fost crescuți de părinți care au muncit foarte greu. Au dus-o greu. Apoi, noi am venit la Londra și muncim tare din greu. Și suntem epuizați. Mai întreb pe unii dintre voi, cum ești obosit? Păi, prima întrebare mea a fost, dar ce, ai fost la lucru? A, nu, n-am muncit astăzi, dar toată oboseala din curs săptămânii s-a acumulat. Și înțeleg asta. Și apreciez onestitatea și sinceritatea. Dar, unii oameni când vin la biserică, după o săptămână de muncă seculară, nu mai vor să muncească pentru Domnul. Și asta este o mare pierdere. O mare pierdere pentru tine ca individ, o mare pierdere pentru noi ca biserică. Pentru că noi ca biserică suntem un trup. Și fiecare încheietură, trupul este strâns, legat și bine închegat prin ceea ce dă fiecare mădular. Noi ne întâlnim aici și fiecare își aduce contribuția, își aduce aportul. Și în felul acesta biserica se zidește și crește. De aceea spune Apostolul Pavel, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în... Cunoașteți versetul. Sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Scrie așa în Biblia voastră? Ia uitați-vă. 1 Corinteni 15 cu 58. Așa scrie? Sau eu citesc din altă parte? Zice așa. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrarea Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Da, eu înțeleg că muncești 5 zile, 6 zile pe săptămână. Ziua Domnului este sfântă, să o sfințești, las-o deoparte de la muncă. Vino în casa lui Dumnezeu, în ziua Domnului tu muncești pentru Domnul. În ziua Domnului tu lucrezi ca împărăția lui Dumnezeu să crească, biserica lui să crească. Oricât de greu ți-ar fi, promisiunea este că osteneala ta nu este zadarnică. Slăvit să fie Domnul! Aceasta este o promisiune deosebită pe care Dumnezeu ne-o face, fiecare dintre noi care muncim pentru Domnul. Mulțumesc! Și cei care nu munciți, în 2018 vă rog să vă puneți în regulă cu aspectul acesta. Vă rog să vă apucați de treabă într-un mod serios ca să slujim fiecare pe Domnul și El să fie lăudat. Ce fel de muncă ai putea să faci pentru Domnul în 2018? Pe site-ul bisericii noastre, la secțiunea Implică-te, cred că acolo avem undeva la 17-18 departamente de slujire. Sunt convins că cel puțin unul dintre ele se potrivește ție. Și dacă nu se potrivește, vreau să te asigur de un lucru. Ca să-ți dăm posibilitatea să slujești, vom crea un departament specific pentru tine conform cu darurile și abilitățile pe care Dumnezeu ți le-a dat ție. Dar tu trebuie să slujești. Punct. Nu există negociere la aspectul acesta. Și aș vrea să vă mai spun un lucru cu privire la slujire, la lucrarea noastră, la lucrul nostru. Noi lucrăm și ne ostenim în via Domnului. Da, este o osteneală, este o muncă intensă, este multă bătaie de cap uneori. Și o facem nu ca să fim salvați, ci noi o facem pentru că suntem salvați, slăvit să fie Domnul. De aceea noi lucrăm, de aceea noi slujim și în anul 2018 vreau ca în continuare să-L slujesc pe Dumnezeu, nu ca să-mi câștig mântuirea, ci vreau să-L slujesc pe El pentru că sunt mântuit, slăvit să fie El, glorie Domnului. El m-a mântuit, îi sunt dator vândut. Și în 2018 vreau să-L slujesc pe El cu bucurie. Lucrând pentru Domnul, dragii mei, să știți că este o evidență a ceea ce s-a întâmplat în inimile noastre. Pentru cine nu lucrează,
Cine nu lucrează în via Domnului, are o problemă aici. Acum, aici, pe pământ. Și cine nu lucrează în via Domnului, acum, aici, pe pământ, va avea o problemă în ziua de apoi. Pentru că sunt convins cu toții că ați auzit pilda pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o, a talanților. Unii au avut abilități, dar au zis, ai, ok, fac alții, investesc alții. Aruncați-l în întunericul de afară unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților, spune Domnul Iisus Hristos. Însuși Domnul Iisus Hristos a spus aceasta. Noi toți trebuie să ne gândim la ce să lucrăm pentru Domnul în anul 2018 și să ne apucăm din săptămâna aceasta care am intrat să acționăm ca atare. Trebuie să o facem. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul și cum încheie Apostolul Pavel, zice, slujiți Domnului. Poruncă, slujiți Domnului. Frate, dar eu slujesc pe Domnul, că eu fac multe lucruri pentru Domnul. Vrem să vedem. Vrem să vedem. După roadele lor, îi veți cunoaște. Așa scrie în Biblia mea, întreba să scrie altfel. După roadele lor, îi veți cunoaște. Dacă nimeni nu știe ceea ce faci, cum vom ști noi că tu ești a Domnului? Cum vom ști noi că tu slujești? Apoi, cu siguranță, trupul lui Hristos, biserica lui din locul acesta, are niște lipsuri pe care numai tu le poți acoperi, pe care numai tu le poți face. Și în al treilea rând, anul acesta, mărturisește pe Domnul în anul acesta. Al treilea lucru pe care noi să-l facem în anul acesta, să-l mărturisim pe Domnul oamenilor din jurul nostru. Domnul Iisus spune în Matei 28, cu 19 și 20, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că în timp ce voi faceți ucenici și în timp ce voi îi învățați să păzească cuvântul, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Mergeți și faceți-vă partea și eu voi fi cu voi. Îmi spunea fratele Petre că a trimis pe grupul membrilor un mesaj ieri și n-a răspuns nimeni. Haideți, fraților, să mărturisim pe Domnul în stradă. Evanghelizarea din stradă s-a reluat. Haideți, fraților, să mărturisim pe Domnul, a spus fratele Petre, bineînțeles, cu alte cuvinte. Cine a mers? Cine? Doar fratele Petre. Și îmi spunea, frate, asta nu e o lucrare care poate fi făcută de unul singur. Mai trebuie cineva. Pe cine? Pe cine cheamă Duhul Domnului chiar acum? Și zice, tu ai darul ăsta specific, mergi și vorbește cu oamenii. Unește-te cu fratele Petre în departamentul ăsta de slujire. Pe cine cheamă Domnul? Păstorul unei biserici mari s-a dus la un specialist de reclame și i-a zis că biserica vrea să plătească o sumă de bani ca să facă reclamă la biserică. Și acum dilema lui era cum să facă reclamă. Să facă reclamă prin televiziune, prin radio sau prin ziar. Specialistul i-a zis, îți recomand să faci un panou mare. Răspunsul a surprins pe păstor că el avea altceva în gând. Să faci un panou mare și construiește panoul ăsta și pune-l cu spatele la stradă și cu fața la parcarea voastră. Și păstorul era stupefiat de răspunsul specialistului. Și specialistul a continuat și a zis, auzi, voi n-aveți nevoie să faceți reclamă. În biserica voastră, oamenii au capacitatea de a face reclamă. Folosește panoul acesta pentru a încuraja pe oamenii tăi, oamenii din biserică,
să facă ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă. Ce te chema Dumnezeu să faci? Îți spun eu. Mergi în toată lumea și vestește Evanghelia. Acum noi suntem aici la Londra și toată lumea este la noi venită. E adevărat că noi ne ocupăm de români. Mergi și vestește Evanghelia. Noi mergem și dăruim Evanghelia gratis la oameni, pe stradă. Îi invităm la biserică dacă vor să vină, dar noi nu mergem în stradă ca să ne facem reclamă, ci noi mergem în stradă pentru că vrem să dăm oamenilor Evanghelia, ca oamenii să o poată citi, să o poată aibă în casa lor. Și rugăciunea noastră este că atunci când Dumnezeu va îngădui crize în viețile acestor oameni, oamenii aceștia să vină și să spună: mi-a dat cineva o Biblie, mi-a dat cineva un Nou Testament, mi-a dat cineva o broșură, vreau să văd, vreau să cunosc, vreau să aud ce va vorbi Dumnezeu. Dar pentru ca oamenii ăștia să aibă Evanghelia în casa lor, tu trebuie să-ți faci partea. Tu trebuie să mergi să mărturisești pe Domnul. Tu trebuie să-ți faci partea care Dumnezeu ți-a dat-o de făcut. Dragii mei, noi trebuie să fim într-un parteneriat și mă rog Domnului ca să înțelegem fiecare responsabilitatea aceasta care o avem. Să nu cumva să credeți că păstorul trebuie să facă evangelizarea în stradă. Nu, nici pe departe. Rolul meu este ca să aduc cuvântul lui Dumnezeu aici, în casa lui, și să vă păstoresc pe voi. Rolul vostru este ca să păstoriți pe alții. Să le vorbiți altora din Evanghelie și să-i aduceți aici, în prezența lui Dumnezeu și a cuvântului lui. Și Duhul Sfânt se va atinge de oamenii aceștia într-un mod cu totul deosebit. Lucrarea de transformare nu o fac nici eu, nici tu, nici nimeni. Lucrarea de transformare și de mântuire o face Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt. Și în biserica aceasta voi știți bine că aici se predică cuvântul cu putere, cu autoritate, fără rușine. Și Duhul Dumnezeu lucrează. O mare parte dintre voi l-ați cunoscut pe Domnul prin lucrarea acestei biserici. Dar, ca și alții să ajungă să cunoască pe Domnul, trebuie ca noi, toți ca biserică, să ne facem partea care Dumnezeu ne-a încredințat-o în 2018. Mai mult ca niciodată, noi trebuie să-L mărturisim pe Dumnezeu. Noi trebuie să împărtășim credința noastră altora. Trebuie să facem reclamă oamenilor. Să vorbim, să încurajăm, să invităm pe oameni să vină la Hristos, să invităm pe oameni să vină la biserică. Dacă nouă ni s-a dat, să știți că și noi trebuie să dăm altora. Dacă tu ai primit ceva de la Dumnezeu, tu trebuie să înțelegi că trebuie să pasezi mai departe, să dai altora. Orice om care are o religie poate să facă unul din două lucruri. Să o schimbe sau să o împărtășească cu alții. Dacă nu este bună, se va lăsa de ea. Dacă este bună, o va spune și altora. Orice om care cu adevărat caută pe Dumnezeu și vrea să-L găsească pe Dumnezeu și spune că L-a găsit sau este într-un context unde Dumnezeu este căutat, ori va schimba contextul, ori va spune altora că El a găsit adevărul sau ea. Tu ce vrei să mărturisești? Pe cine vrei să mărturisești în 2018? N-ai vrea să-L mărturisești pe Domnul tău care te-a mântuit, care te-a izbăvit, care te-a transformat? Începe de astăzi. Începe de aici, începe de acum. Frate, dar eu nu știu cum să mărturisesc pe Domnul. Eu nu știu ce să le spun oamenilor. Multă teologie nu-ți trebuie. Trăiește cu viața ta ceea ce știi că Scriptura ne spune și ne cere. Asta este prioritatea numărul 1. 2. Roagă-te pentru cei din jurul tău. Roagă-te pentru colegi. Mă rog, Domnule, ca să pună în fiecare dintre noi o durere. O durere asemănătoare cu durerea pe care El o are pentru cei nemântuiți. Și în felul acesta să ne doară, să fim împovărați de disperarea în care oamenii trăiesc și să facem tot posibilul ca să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Și apoi,
să le spui prin cuvinte anumite lucruri. Ce să le spui? Să le spui povestea ta, povestea vieții tale fără de Hristos, cine ai fost înainte să te întâlnești cu Dumnezeu, apoi ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat la tine în momentul în care tu te-ai întâlnit cu Hristos. Și în al treilea rând să-i spui cine este Iisus, care e povestea Lui, care e rolul Lui. Și orice om, când te va vedea pe tine transformat de puterea Lui Dumnezeu, orice om când te va vedea pe tine transformat de cartea aceasta, de Evanghelia scrisă, de cuvânt, și apoi va auzi la tine niște lucruri despre cine ai fost în trecut, ce s-a întâmplat când te-ai întâlnit cu Hristos și cine este Iisus al tău pe care tu îl propovăduiești, orice om va vrea să afle mai multe. Și îl aduce aici, în casa lui Dumnezeu. Și odată ajuns aici, în prezența Evangheliei, în prezența Duhului Sfânt, unde Duhul Sfânt se manifeste cu putere, atunci omul acela va fi mântuit. Nu de tine, nu de mine, ci de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Începând de astăzi, fă aceste trei lucruri. Închină-te, lucrează și mărturisește. Începând de astăzi, angajează-te înaintea lui Dumnezeu, ca începând de astăzi să poți să umbli pe calea Lui în 2018. Și în fiecare zi a acestui an, să cauți să îl onorezi pe Dumnezeu, închinându-te Lui, lucrând pentru El și mărturisind numele Lui și mântuirea Lui minunată și celor care nu o cunosc. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru din ceruri, Doamne, înaintea Ta stăm în seara aceasta și îți mulțumim pentru cuvântul Tău dădător de viață. Mulțumim de tot ceea ce Tu ne dai, de binecuvântările Tale. Mulțumim, Doamne, slăvit să fii Tu. Doamne, pentru cuvântul care ni l-ai dat astăzi, Ție îți mulțumim. Și chemarea pe care Tu ne-ai dat-o astăzi, vrem să o îmbrățișăm. Vrem să o îmbrățișăm în viețile noastre, de-a lungul întregului an 2018. Doamne, mă rog ca pe fiecare care suntem aici să ne ajuți ca în 2018 să ne închinăm Ție, să lucrăm pentru Tine și să Te mărturisim pe Tine și mântuirea Ta minunată. Te rog, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, mie să-mi dai har ca să fac aceste lucruri. Și te rog, Doamne, pentru fiecare care este aici și își dorește lucrul acesta, să dai har, să dai putere și să dai înfăptuire. Ca astfel împărăția Ta să crească, lucrarea Ta să se lărgească și numele Tău să fie glorificat și binecuvântat în viețile noastre, în familiile noastre, în biserica Ta din locul acesta, în orașul acesta și în lumea întreagă. Te rog, Doamne, sfințește-ne și folosește-ne, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vedeți ca în timpul acestei cântări să ne ridicăm pe picioarele noastre, să ne înviorăm un pic. De asemenea să venim înaintea Domnului cu zeciuielile noastre, cu ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă ca să dăruim pentru lucrarea Lui și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să spun
Îți mulțumim, Bunule Părinte, pentru că în această seară ne-ai binecuvântat cu cuvintele Tale, Doamne Dumnezeule, cu mesajul Tău. Te rugăm, Dumnezeule, ca să ne ajut să luăm aminte la cuvântul Tău, Doamne, și să-L înfăptuim, Doamne, cu toată ființa noastră, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că din nou în această seară, pentru aceia care au venit la casa Ta cu zeciuielile lor, Doamne, Ți-ai împlinit cuvântul Tău, Doamne, și ai lucrat prin ei. Te rog să-i binecuvintezi. Binecuvintează și acea inimă care și-a dorit, dar nu a putut. Te rog, Doamne, ca Tu să ne binecuvintezi ca adunare, Doamne, și să binecuvintezi sufletele care nu au de muncă, Doamne. Ne-ai învățat în această seară, Doamne, că creștinii trebuie să fie un exemplu pentru cei din jurul lor, trebuie să muncească, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca să ne dorim să muncim ca pentru Tine, Doamne. Și știm că îi vei binecuvânta și pe aceia care și-au dorit în această seară și n-au putut. Te rugăm ca Tu să binecuvântezi acești bani, Doamne Dumnezeule, și Tu să-i folosești pentru lărgirea împărăției Tale, Doamne, și să dai înțelepciunea celor la care îi vor folosi. Îți mulțumim pentru că avem un loc unde să ne închinăm, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că ai pus înțelepciune în noi ca să împlinim cuvântul Tău, Doamne. Ajută-ne în continuare, Doamne Dumnezeule, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rugăm. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, mă rog ca să ne ajuți pe fiecare în parte să împlinim și cuvintele acestei cântări, să fim oamenii care să împrăștiem o mireasmă plăcută în jurul nostru și oamenii prin noi să ajungă să te cunoască pe tine. Mulțumim, Doamne, mulțumim de seara aceasta, mulțumim de binecuvântările care ni le-ai dat la închinare, mulțumim că te-ai descoperit, mulțumim că ai primit închinarea noastră, rugăciunea noastră, mulțumim că ne-ai vorbit, slăvit să fie numele Tău. Doamne, am vrea să plecăm din locul acesta, în seara aceasta, cu noi hotărâri pentru anul 2018 și te rugăm să ne ajuți la înfăptuirea lor. Te rugăm să ne dai har și să ne motivezi și să ne împingi, Doamne, înspre poziția aceea pe care Tu vrei să o ocupăm, înspre locul acela în care vrei să stăm. Și ne dorim, Doamne, din toată inima îmi doresc, atât pentru mine cât și pentru întreaga frățitate din locul acesta, pentru fiecare, ca să în 2018 cu toții să fim în locul pe care Tu l-ai trasat pentru noi, în locul pe care Tu l-ai stabilit pentru noi, să fim în voia Ta în fiecare zi a acestui an. Mă rog să ne desăvârșești, mă rog ca să ne sfințești, mă rog ca să ne ferești de păcat, să ne ferești de oameni răi, să ne ferești de anturajele, să ne ferești de orice, Doamne, care ne-ar deraia de la lucrul care Tu ne-l dai de făcut fiecare dintre noi. Și am vrea ca anul 2018 să fie un an al slujirii deosebit, în care să slujim pe Tine, să slujim înainte Ta și înainte oamenilor și, Doamne, prin tot ceea ce facem să Te onorăm pe Tine. Vrem prin tot ceea ce facem să Te slujim pe Tine. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Ta din ceruri și părtășia Duhului Tău cel Sfânt să fie cu noi cu toți și în anul 2018. Amin! Amin! Ne salutăm unii pe alții cu Evrei 13, versetele 20 și 21, care spun așa: Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Acum, la sfârșit de serviciu și la început de an, ce altceva putem să spunem decât că aceluia care pe toată perioada anului 2018 poate să ne păzească de orice cădere, să ne facă să ne înfășăm fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei Sale, a singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. În 2018, numai a Lui să fie toată slava, măreția, puterea și stăpânirea, mai înainte de toți vecii și acum și în veci de veci. Amin! Slăvit să fie Domnul! Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos! Și vă doresc un an nou binecuvântat și o săptămână binecuvântată de asemenea. Și Domnul nostru să fie cu noi cu toți. Amin.